Bună dimineața celor mai bullish cetățeni din România. Da, Bitcoin all time high din a doua zi din 2024. Gata, a început marele mega bull market. Păi hai să o luăm pas cu pas. Ce se întâmplă acum este oarecum natural. Vă spuneam zilele trecute că sunt probabilități mai mari ca piața să o ia în sus decât să o ia în jos pentru începutul de an. În clipa de față aș vrea să continui să vă bucur urechile cu vești bune și să vă spun așa că Bitcoin are probabilitatea să-și continue acest raliu. Da? Este foarte probabil, repet, nu este garantat. Probabil. Să testăm zona de 46, este probabil să testăm zona de 48 și este probabil să testăm chiar și 50.000 de dolari. Aș vrea să vă zic ceva celor care sunteți pasionați de analiză tehnică, că n-aș vrea să fiu singurul nebun. Pe weekly, Bitcoin pare să fie avut un bull flag, da? Ceva mai lăbărțat, care, dacă îl măsor în sensul mega ultra para optimist, da? Adică cum aș vrea eu, știi, gen zicem, bă, știu că nu e neapărat așa, dar aș vrea să-l măsor. Ne dă un target amețitor, mă scuzați, ceva incredibil, da? Și anume 69.000 de dolari. Bull flag-ul ăsta pe weekly. Dacă îl măsor în stilul conservator, da? Hai să-l măsor acum. Ar da undeva la 22%. 22% de unde ne aflăm noi acum, da? Țineți-vă un pic bine. Ar însemna gen breakout de aici. 22% înseamnă până undeva la 53.000. Din punctul meu de vedere, acest scenariu este posibil. Da? Dacă ar fi să-i dau, nu știu, niște procente de prin care să se realizeze, aș pune undeva la 55%. 60%, da? Scenariul cu bull flag-ul ăla măsurat, cum mi-aș fi dorit eu, ar fi undeva la 25%, da? Acest scenariu ar putea fi validat, știți cum? Cu acceptarea măcar a unui ETF. De-a lungul finalului de an 2023, mi-am manifestat anumite rețineri vis-a-vis de a primi cu toată credința. Da, vai, în ianuarie, pe 10, totul este în cărți, se aprobă. Mă, oameni buni, dacă nu e așa? Adică aș vrea să realizați acum, când totul e bullish, totul e roz bombon, da, pentru Bitcoin, zic, că dacă nu se aprobă ETF-ul, care este unul din motoarele creșterii din anul precedent, da, s-ar putea ca piața să se dezumfle ca o gogoașă, da? S-ar putea să testăm 30.000, da? Există acest risc tehnic, poate să vină tata cerculețelor, razelor, să spună, bă frate, este 20 moving average la 30.000, 200 moving average la 30.300 pe weekly, este. Se întâlnește de câteva ori pe an Bitcoin cu 200 moving average, se întâlnește. Mă, bun, atunci din punctul meu de vedere tehnic, șansele sunt reale să se întâmple treaba asta, da? Iar ce ar putea fi catalistul care să ducă piața în acea zonă? Păi v-am zis, catalistul ar fi chestia asta, să se amâne, nu să zică, bă, nu aprobăm, să se amâne, ăsta este scenariul cel mai probabil, da? Adică din trei variabile, se acceptă, se amână sau nu va fi aprobat niciodată ETF, cel cu nu va fi aprobat niciodată ETF e undeva la 5%. Acolo, să nu zic, mai puțin, da. Există, dar nu, foarte puțin probabil. Acum avem două probabilități. Se aprobă sau se amână, da? Din punctul meu de vedere, aș prefera să fiu mai precaut, da, și să gândesc, bă, și dacă se amână, decât să merg înainte, domne, se aprobă. Bun, am vorbit de bull flag-uri, am vorbit de asta. Mă uit la piață. Ethereum, fâs, BNB-ul se desumflă,
Adică nu văd ceva, mamă, să zici, un mega ultra push, da? E posibil să avem așa o mică gogoașă desumflat în ultimele zile pe anumite monede, pentru că, guess what, a trecut Revelionul, s-au încasat profiturile, acum market makerii poate au alte planuri și așa mai departe. Adică nu vă imaginați că ăsta este bull marketul ăla mare, 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 mare. Șansele ca ăsta să fie sunt destul de rezervate. Da? Cei care sunteți de cursă lungă, succes, go for it, adică cunosc oameni care sunt în Bitcoin de când era Bitcoinul sub 1000 de dolari, da? Care continuă să stea. Sunt oameni care își iau ciclic swing-urile, profiturile, da? Când o să vezi acum 48, 46, 50 de mii de dolari pentru Bitcoin și tu l-ai luat la 30 de mii, 35, 25, poți să-ți iei profitul și mai încarci odată, dacă noi acum ne ducem spre zona de 48, 50 de mii, da? Ceva firesc va fi să retestăm zona de 44, 43, 500, da? Zona fostă rezistență. Da? Nu va fi ceva, Doamne, cumpă, bune, e real, adică e ceva normal. Da? Putem testa tot platoul ăsta între 41.900 și 40.200, da? La o corecție mai serioasă se poate întâmpla. Așa că ăștia care își vând asset-urile mai sus pot să încarce din nou. Dar, repet, fiecare trebuie să aibă strategia lui. Încă o dată, că acum nu mai suntem după sarmale, după chestii de-astea grele. Dragilor, luați în calcul stop loss-ul, da? Să vă diminuați pierderile. Probabil știți, ați auzit, ați văzut cazul TRB, s-a dus 600 de dolari, după aia l-au tras la 200. Chestia asta nu este normală, este o chestie artificială, este o chestie regizată, gândită, planificată de market maker ca să facă tone de bani. Am înțeles că s-au făcut zeci de milioane de dolari. Și încă ceva. Cei care aveți portofolii mici, nu știu, vorbim de la 500 de lei până la, nu știu, 5.000 de euro sau ceva de genul, 3.000 de euro, da? Mici fiecare, cei care gândiți că le aveți portofoliile mici, da? Nu îmbrățișați leverage-ul ca și idee sustenabilă pe termen lung, da? Eu mă lupt cu o grămadă de clienți, da, să le explic. Păi, tati, n-ai cum să faci profit 365 de zile pe an, da? Tu când ai leverage, ai riscul mărit. Deci asta nu înțeleg oamenii, da? Pa da, dar dacă câștig, îți dai seama, eu am 1000 de lei și cu 20 leverage înseamnă 200 de milioane. Da, dar când tu pierzi, să zic, pariul tău, nu e ca și cum ai avea 1000 de lei, ca și cum ai fi riscat 200 de milioane, înțelegi? Asta e diferența. Adică dacă tu, ca trader, poți să pierzi 3% din portofoliu, da? La 1000 de lei poți să pierzi 30 de lei, da? Cu 20x, tu pierzi 600 de lei, înțelegi? Adică e mai mult de jumătate din portofoliu tău. Eu văd pe internet toată lumea, flash, postează, mamă, am făcut 500 de dolari cu 20x, am făcut 1000, bă, tati, astea nu înseamnă nimic, înțelegi? Absolut nimic. Faptul că ai avut 10 trade-uri pe an și ai făcut cu 20x și ți-au ieșit, ai mai avut încă 40 care nu ți-au ieșit, deci nu este sustenabil. BlackRock-ul, Vanguard-ul, toți jucătorii ăștia mari, bă, nu joacă cu leverage. Sunt conturi care, mamă, o nimeresc, frate, nu este sustenabil pentru începători. Eu aici nu mă refer la profesioniști. Dacă ești profesionist, te ține portofelul, ai o strategie de risc gândită, da? Și știi să înțelegi piața, da, go for it, fă ce vrei tu cu portofoliul tău. Dar dacă tu n-ai 50 de trade-uri făcute în viață ca și om, da? Sau 100, da? N-ai o rată de profit de măcar 60% din trade-uri, adică gen la 10 trade-uri să câștigi 6. Leverage-ul nu este pentru tine. Cine vrea să înțeleagă bine, cine vrea să se mintă singur, Doamne ajută, adică nu am nicio problemă, exchange-urile sunt happy, vă iau banii cu două mâini. Cum ziceam, o să vă arăt săptămâna asta, sper să nu uit, cum se face paper trading, trading cu bani virtuali, pentru cei care vreți să învățați. Aici e o altă chestie pe care vreau să o
aduc comunității, societății, să învăț pe oameni să tranzacționeze. Bă, dacă tot ești pasionat, fă o dată 2-3 trade-uri pe zi cu paper trading, cu bani virtuali, să vezi cum stai în ghete. Fă atunci, bagă 20x leverage. Toți cei care vreți să faceți leverage, da? Puneți 20x, faceți 100 de trade-uri, da? Documentațiile, da? Eu sunt aici, să înscrieți. Deci dacă cineva face 20 de trade-uri și el cu 10-20x este pe plus, jos pălăria, da? Vă salut din Kuala Lumpur. Aici am niște întâlniri cu niște fonduri cripto, cu niște jucători mari din piață. Mă văd și cu oameni de la niște crypto exchange-uri mari. O să le spun că România este o țară cool. La toți le-am spus de România. Ce să zic, încerc să fiu ambasador virtual, măcar pe zona cripto, pentru țara noastră. Vă doresc un an plin de realizări. Pe mine mă găsiți pe mihaidaniel.ro. Dacă vreți să începeți anul cu bine, puteți să vă bucuiți o ședință de consultanță cu mine, durează o oră. Dacă vreți să învățați niște lucruri foarte utile pentru piața cripto, vă recomand cursul meu de 4 ore, da, la care cred că o să vin cu o completare, că v-am zis că anul ăsta vreau să fac un curs mega complet, va veni în completare. Da? Deci cred că o să duc cursul ăsta la vreo 6 ore, 7 ore, ceva de genul. Pentru astăzi, în încheiere, pentru Bitcoin, da, ce mă aștept să se întâmple, vă spun așa, pe 6 ore este în zona de oversold, da, adică atenție. E pe roșu, da? Pe 4 ore nici n-are rost să vă mai spun, nu? Că pe 4 ore este tot pe oversold, da? Este bine și 4 ore și 6 ore au închis corect, da? Pe frame-urile mai mici, probabil urmează să avem un pullback, adică pe 2 ore și pe o oră. Pe o oră deja văd că începe liniar, are 4 linii acolo în zonă, foarte probabil ar putea să testeze zona asta, 44.700, 44.500, da? 20 moving average, mă gândesc în primul rând pe 2 ore ar putea fi un magnet și pe oră, adică zona asta până în 44.400, 44.500, poate și mai jos, n-ar fi o surpriză. Pe mine mă interesează să văd ce facem cu zona asta de unde am plecat, cu rezistența. O luăm suport acum? Ar fi un pic de vreme, trebuie să mai crească un pic. Dacă o luăm, rezistă? Astea sunt întrebări cruciale. Vă doresc o zi formidabilă, aveți grijă de voi!